Bună seara! Anticipam cumva o campanie electorală cu surprize, dar startul de pe stânga politică pe care l-am văzut săptămâna aceasta a întrecut cumva așteptările noastre. De asta am zis că e bine să analizăm lucrurile împreună cu invitații noștri din această seară, observatori atenți ai proceselor politice din Republica Moldova. Este vorba de, încep din partea asta, Ivan Diacov, fost procuror al municipiului Chișinău, Ion Tăbârță, analist politic IDIS Viitorul, bună seara! Bună seara! În partea dreapta mea, Valeriu Pașa, expert Watchdog, și Lilia Carasciuc, director executiv Transparency International Moldova. Bună seara! Bună seara. Așa. O să începem cu o nouă, această combinație nouă politică pe care am văzut-o pe stânga. Am văzut un comentariu foarte interesant a domnului Pașa astăzi pe internet legat de modul cum este perceput acest gest a celor din PSRM și Partidul Comuniștilor. Și am zis să discutăm, în primul rând, să începem cu dumneavoastră ca să ne spuneți, pentru că din ceea ce am văzut în postarea dumneavoastră reiese că în spatele acestui bloc ar sta Plahotniuc. Pe de altă parte, am văzut comentarii din care ar reieși că pe cei doi i-a unit Moscova. Vrem să auzim argumentele dumneavoastră, după care începem și de partea cealaltă să analizăm. Eu mă mir că pe dumneavoastră vă miră sau cumva vă surprinde o astfel de... Nu mă surprinde, eu am văzut diferite comentarii și am zis... Eu unul, de exemplu, a fost surprins de articolul semnat de dumneavoastră astăzi în 2 CV, unde dumneavoastră ați prezentat o singură opinie despre care ar fi jocul de culise care a dus la aranjarea acestui bloc electoral, fără să prezentați și altele, care mai mult ca atât ideea absolut evidentă pentru oricine urmărește și percepe măcar ceva habar are în politica din Republica Moldova, este clar că în spatele formării acestui bloc stă Vladimir Plahotniuc. Deci orice alte interpretări argument, sunt... ca să înțelegem... Nu. Deci, uitați-vă, dumneavoastră ați prezentat declarația domnului Tănase, care se bazează pe declarația domnului Tănase cu zero argumente. Da? Și este prezentată drept opinie și dacă citești cineva articolul ăsta, pare că în întreaga societate s-a vehiculat o singură explicație, că e Moscova în spate, lucru care nu este adevărat. Și eu și o sumedenie de alți comentatori și observatori ai vieții politice și politicieni au comentat încă dinainte de oficializarea acestui bloc, în spate stă Plahotniuc. Lucru care este absolut explicabil. Hai și drept argumente putem lua declarațiile celor doi actuali lideri deja acestui bloc, Voronin și Dodon, de ani și ani de zile, unde cu argumente ei au convins publicul că și pe unul și pe altul, bine mersi, duce de căpăstru Plahotniuc. Iată chiar pe argumentele lor putem să ne bazăm. Atunci când Dodon explica cum Voronin i-a vândut cei 14 deputați, da? Și dacă o să urmărim tot ce a făcut Vladimir Voronin începând cel puțin cu 2013, o să vedem că de fiecare dată, evident că motivând asta cu principalitatea partidului și cu diferite argumente de grijă pentru soarta țării, a făcut exact ce i-a trebuit lui Plahotniuc. Nu uitați-vă, dumneavoastră spuneți chestia asta. Eu, primul lucru la care mă gândesc este că ce interes are Voronin să-i facă jocul lui Plahotniuc în momentul acesta. Plahotniuc este cel care... Dar ce interes a avut Voronin în anul 2000? Este cel care a distrus partidul lui Voronin în 2011. Da, și de fiecare dată Voronin foarte docil a executat toate dorințele. Asta trebuie să întrebați pe domnul Voronin, nu mă întrebați pe mine. Eu nu știu ce aranjamente au ei. Dar din practica a deja 8 ani de zile de viață politică din Republica Moldova, noi vedem că de fiecare dată se întâmplă exact ce, de ce are nevoie Plahotniuc, mă refer în Partidul Comuniștilor. Dar nu îi ajungeau voturi în 2015, s-au găsit 14 voturi, îi trebuia să îl ajute pe Dodon să câștige alegerile prezidențiale în 2016, a făcut-o, îi trebuia să-l sperie, să-l strângă la perete pe Dodon în vara anului 2020,
ca să bată palma din nou, da? Și să-l sperie că o să piardă prezidențiale, l-a scos pe Voronin la rampă și Voronin a dat înțeles că o să participe în alegerile prezidențiale. Ceea ce, evident, da, era împotriva intereselor lui Dodon. Au bătut palma în luna iulie 2020. Voronin s-a răzgândit să participe în alegeri. Și tot așa, deci aceste exemple putem să le continuăm la nesfârșit. No. Acum, okay. Bun, numai celebra cistcă din Partidul Comuniștilor din anul 2014, din primăvară, da, când a fost dat afară Tkăciuc și din urmă toți loialiștii lui Tkăciuc și au rămas exact la butoane în Partidul Comuniștilor, toți cei care, în mod absolut organizat, în iarna anului 2015 și la început 2016, au trecut în Partidul Democrat. Acum, putem ține la nesfârșit aceste argumentare. Asta e prima. Doi, atitudinea Moscovei, în special, spunem, a Kremlinului, a anturajului lui Putin și personal al lui Kozak. Da, cine este responsabil de tot ce se referă la relația Federației Ruse cu Republica Moldova? Decidentul suprem este Kozak. Mai sus de el, decizii nu se ia. Ce atitudine are Kozak față de Voroni? Adică, nu... Nu, ok. Dacă deci spuneți să încerci să inventez că acolo s-au bătut sau cineva de acolo a venit. Mai, no, asta da, e prima. În opinia dumneavoastră, numai o secundă, ca să lămurim un aspect imediat, domnule Deacov. Dacă spuneți că blocul ăsta PSRM, PCRM, este da, în spatele lui stă Plahotniuc, care este miza Moscovei în această electorală din Republica Moldova? Una pe alta nu exclude. Deci trebuie să înțelegeți niște lucruri. Acestui bloc Voronin-Dodon, ce-i convine? Ca alegătorii să creadă că ei sunt susținuți exclusiv din Moscova, da? Și că ei reprezintă aici interesele Moscovei, sau că ei reprezintă interesele lui Plahotniuc și a Moscovei, da? Mai departe, cine a aruncat în spațiu public această domnul Tănas? Ce interese are domnul Tănase și pe cine l-a slujit în Republica Moldova? Asta eu m-aș aștepta de la dumneavoastră, întrebare, în calitate de un jurnalist în domeniul politic foarte experimentat de mulți, mulți ani de zile, să fiți mult mai critic față de astfel de surse. În dar unele să cazuri, cu în unele cazuri noi reproducem declarații. Nu vă dau... Băi, da... Dar în același timp, într-un articol okay, de semne, nu mă aștept să fie mai okay, multe opinii. Nu polemizăm pe baza articolului, da, că nu vreau să bine, monopolizăm contează în primul într-adevăr rând, nu articolul, dar ceea ce înțeleg oamenii din asta. Da. Adevărul este, ca să încheiem să nu monopolizăm într-adevăr, este că acestui blog și lui Igor Dodon, în primul rând, tare i-ar conveni să se creadă că el este exclusiv reprezentantul intereselor Moscovei, pentru că există o bună parte din electorat care, din păcate, fiind dominată de această propagandă a Kremlinului, este absolut ok, chiar îi place ca Republica Moldova să fie un stat subordonat Moscovei. Și dacă ei adună toate voturile acestor oameni, ei s-au scos la alegerile acestea. Restul le vor face alți actori care sunt tot din gașca lor. Da. Însă o bună parte din aceștia care putem numi așa generic proruși, tot sunt împotriva corupției. Tot nu le place că Plahotniuc continuă să joace un rol în statul ăsta și că el a distrus această țară. Da? Și atunci dacă ei îl vor vedea pe Plahotniuc în spatele lui Dodon și Voronin, s-ar putea o bună parte să nu-i voteze. Da, o să mergem mai departe, dar înainte de asta vreau să urmărim niște declarații pe care le-au făcut cei doi pe parcursul anilor. Trebuie să lăsăm toate ceea ce a fost în trecut. Mult vorbea Voronin rău despre mine, îi criticau, noi i-am criticat. Dacă nu e vorba de interesele statului, interesele țării, interesele populației, cetățenilor, hai să lăsăm tot deoparte și să salvăm țara. Bala. Uitați, rândul de sus. Ce-i scris numărul? Dodon Igor. Numărul 6. Cine? Dodon Igor. Semnătura este? Este. Și mai departe, poftim. Viteu Vladimir, a 8-lea, semnătura este? Este. Și Violeta Ivanov, Anatolie Zagorov. Violeta, Zagorov, crasavia s-a în șubi noi în toată ziua. Este? E ca așa, ce că te iei toți? De ăștia au semnat. Ăștia-s Iuda. Ăștia toți sunt Iuda. Vladimir Nicolaevici, dar mă ta când e scris cerere să pleci din președinte în septembrie și ai dat țara lui Ghimpu, erai mare roș, ai? Dacă ne-ai vândut la Puciuc deputații lui Plahotniuc, întâi pe Tkăciuc, l-ai dat afară. Pentru că Plahotniuc nu era convenabil și Tkăciuc lângă Matale. Dar pe urmă ai vândut 14 deputații lui Plahotniuc să-și facă majoritatea în ianuarie 2016. Erai mare erou și am o faci pe marele erou și apărător și dai sfaturi.
atunci vă tremura pantalonii și amu vă tremur pantalonii față Plahotniuc. Bălă. Despre Puciov, despre aceasta, el trebuie să vorbească. Când l-a votat pe Timofte, cu Zinaida Grecian împreună, când au votat multe alte chestii cu... Când se scula și Stoica Smirna în fața lui Plahotniuc în Parlament. Da, aceste declarații au fost făcute în timp de cei doi care astăzi au format acest bloc electoral. Domnul Iacov, ce cu blocul ăsta? Bloc. Chestia îndrășie că noi, eu am scris câteva zile în urmă că s-a început mare prosteală a electoratului și atunci și aici. Văd că se spune categoric că Plahotniuc. Eu știu, Plahotniuc desigur că are o influență spre Alvorod. Dar nu știu, nu văd, că aici n-am auzit argumente. Acum ai cerut argumente, nu văd dat. Trecutul, mă rog. Plahotniuc are influență, fiindcă, știți cum sfat pe mănânii, când așa, etă mie, și tot așa. Apoi, iată, când Plahotniuc stătea cu Luncașul și cu Eralov și vindeau tot în țară, la comanda lui Voronin, desigur, apoi lui Voronin și i-a dat cash, în restul scrie pe șală și îl asigură, gata, șeful acolo e nostru, acolo e nostru. Aha. Și când șeful a plecat, i-a spus șeful, dă-mă-te acolo, n-ai nimic. Și la dânsul, garajul, mașinile cele retro, stau bine mersi în clădirea și el spune că până nu are nicio atribuție, dar noi ca proști chiar ne uităm, cum clădirea și care nu piede a fost ultima. Și nu-i clar că era lui Voronin. Eu personal, biroul meu, eu am văzut cum prima săpătură s-a început, am văzut cum clădirea și s-a construit și eu am construit-o sau voi care, Voronin a construit-o și multe altele. Dar nu-i interesul Plahotniuc. Nu cred eu că Plahotniuc îl ghidează mă ea. Noi Voronin pe noi ne-a condus atâția ani. Noi nu știm biografia lui Voronin, ea că cine de noi o știe și poate spui că, că asta e veridic 100%. Cu familia Voronin, tata lui Bujaneță, bunelul, iată, eu sunt născut în Siberia. Eu am avut mari neplăceri pe parcursul vieții mele. Că, iată, dar tata un copil și cu sora lui minoră, tata 19 ani, sora 17 ani, și dar el, bunelul lui, a fost judecat. Bunelul lui a fost trădător de patrie și așa mai departe. Și el a avut funcții de mult, Nazarea Sovietskaya Vlasti, în executiv și în partid. Era exclus că ruda a dușmanului poporului, dar bunelul lui s-a socotit dușman, că el a fugit și a trădat țara, nu putea, exclus, o singură șansă, ca el să fie exponent a KGB-ului. Și el, de mic copil, sau cum a fost brutar acolo, o leacă și după aceea... Și sugerați dumneavoastră că în virtutea acestor legături semnalul ar fi fost dat de Moscova? El e la serviciu acolo, bivших не бывает, el e la serviciu și el îndeplinește comenzi. Eu socot că acum el ați fi primul pe listă, Igor Nicolaeș oleacă să dea într-o parte și când el să vină cu echipa și după aceea Igor Nicolaeș de tătă să fie dat într-o parte, dar moșul fiindcă are o vârstă, a să pleci și a spui unul tânăr care să-l spui în Moscova. Eu am fost involuntar când eram procurorul municipiului data trecută în 2001, procuratura, cum e clădirea procuratura, alături cu garajul, este o anexă. Și acolo era un refugiat din Transnistria, din Tighină. Și el ședea cu un moșnicus de vorbă. Taman în preajma alegerilor din 2001. Și desigur că se discuta, ia ca apariția lui Voronin, ia ca acolo. Și moșnicus și el era membru a KPK, Comitetul Partidului Controle, Comitetul Controlului de Partid. Acest organ era unicul organ în țara sovietică care era deasupra la KGB.
Și iată, Moș Negoțeală povestea un caz cum ei au fost o avalanșă de petiții asupra secretariatului Comitetului Central, care era ei controlau tot ce se mișcă în țară. Acolo era Iremei, Calin și alții care se mai duceau cu Nicolae Sulac, mai bea eu câte un șeșlac. Okay. Și iată, atunci s-a început un șir de scrisori anonime. Nebuneau acolo sus. Când au venit, povestea Moș Negoțu, asta nu-s cuvintele mele. Am înțeles. Voronin li scrie. Și când au vrut, era, au venit de la KPK, de la Moscova, și au vrut să-l iei, deoarece nu trebuie să aud dânsul. Dar au venit de la GRU sau de unde acolo, de la KGB, și au spus, a oameni vpălneam nașa zădania. Eu să cod că dumnealui, desigur că nu este liber în decizii, desigur că nu a mai venit el la vârsta asta, mâine să duc în loc să doarmă undeva în vie, să doarmă în Parlament. Desigur că el îndeplinește... La Carlo Vivari știu că îi plăcea la un moment dat să ducă... Da, acolo. Da, da. El va îndeplini indicații concrete. Și desigur că Moscova nu a luat Plăhătniuc. Hai să n-al mai mărim noi Plăhătniuc chiar așa de tare. Da, bun. Domnul Tăberț, părerea dumneavoastră, ce-i cu făcătura asta, domnul Tăberț? Eu cred că, de fapt, una nu exclude pe alta. Da, dar se știe că Plăhătniuc are relații... proaste în Federația Rusă. Da, exact. Oamenii... Nu încurcați relațiile cu interes. Acolo niște oameni îl caută, să-l bage la pușcărie. L-ați întrebat pe domnul Pașa de argument. Eu aș putea spune un argument, și anume domnul Reidman. M-am gândit la dânsul și am revăzut azi raportul Chirinciuc încă o dată și l-am răsfoit și am analizat. Sunt acolo niște lucruri pentru interesante. Pentru că în 2012, după ce a fost Nicolae Timofte, după ce comuniștii au înțeles că nu vor fi alegeri parlamentare anticipate, în Partidul Comuniștilor s-au format două grupări. O grupare în frunte cu Mart Căciuc era să meargă spre o apropiere cu PLD-MEU, altă grupare în frunte cu Oleg Reidman era că să se apropie de Partidul Democrat. Interesul lui Plăhătniuc și Valeriu a menționat că să fie eliminat Mart Căciuc din partid. Până la urmă, Mart Căciuc cu echipa sa știm că am plecat. Într-adevăr, PDM a început în culise să facă un anumit joc al Partidului Democrat, iar al lui Plăhătniuc, iar în perspectiva legilor parlamentare din 2014, miza lui Plăhătniuc era ca PDM cu PCRM să nu acumuleze un scor suficient ca să poată forma majoritatea. Și a apărut PCRM-ul al lui Ruslan Popa, sau Partidul Comunist Reformator, care a rupt substanțial, și anume, practic putem spune că acel procentaj rupt nu a permis ulterior că PLDM și PCRM să formeze această majoritate. Și trebuie de spus că o astfel de alianță contra lui Plăhătniuc, evident, era agreată și din exterior, și de către americani. În anumite culise se spunea că, de fapt, PCRM-ul nu mai este cel care a fost cândva și mai degrabă s-ar dori o altfel de guvernare ca în așa mod Plăhătniuc să fie scos din jocurile sau să fie dat în opoziție și ulterior să înceapă acel proces de curățire. Și au fost niște tatonări între Vlad Filat și Mart Căciuc. Da, și unul și altul. S-o epuizat, eu nici pe departe nu sunt acum de părere că Plăhătniuc controlează. Dar totodată Plăhătniuc anumită influență are. Tot am spus că are influență. Eu ceva dau de acord, sunt de acord și cu dumneavoastră. Și desigur că Moscova dorește acum o guvernare de stânga. Moscova va pune oul în mai multe... În cazul ăsta eu am o întrebare, iarăși, o nedumerire mai degrabă. De ce a fost nevoie ca finul lui Plăhătniuc, Candu, să-și facă partid, dacă miza lui Plăhătniuc în campania asta electorală nu este finul Candu? Dar când a fost miza lui Plăhătniuc un singur partid? Exact. Exact. Dacă îmi permiteți. De fapt, Plăhătniuc va avea anumiți oameni în acest bloc. Va avea și la partidul Șor. Va avea și pe segmentul unionist. Deja nu exclus și la alte proiecte politice.
El nu neapărat va veni să controleze în totalitate o grupare politică. Acum, domnul Cebotari, imediat, domnul Cebotari de la Pro-Moldova, dacă ne privește, o să zic că ăștia sunt axați pe Plahotniuc și în afară de... Pentru că asta se creează impresia. Omul, mă rog, domnul Cebotari nu are în emisiune, au zis, gata, uitați de Plahotniuc. E clar că lor asta le-ar mai are treabă cu Noi de Plahotniuc nu trebuie să uităm. La Istanbul numai ca turiști se duc și altceva nu mai fac acolo sau în altă spune, da. Altceva... că domnul Plahotniuc oricum încearcă să influențeze și nu, dar nu mai are acel control. El nu are controlul. Dar anumiți oameni au rămas în politică moldovenesc prin care îi va încerca să-i plaseze. Însă Moscova are nevoie de o guvernare de stângă. Va plasa mai multe boulele, mai multe coșuri. Credeți că Moscova este acum bucuros și îl vrea tare pe Dodon? Însă la moment nu are o alternativă. Această coaliție până la urmă este în favoarea ambelor. Dodon pe baza lui Voronin și spele imaginea. Voronin pe baza lui Dodon să revină în politica sunt activă. Sunt în Parlament, de fapt. Da. Aici... Dacă îi să apreciem din, strict din astea două partii de cine câștigă mai mult, evident comuniștii câștigă mai mult. Altfel ei nu treceau în Parlament, cel mai probabil. Acum ei vor avea vreo 5 deputați, minim 4, care 4 e mult mai mult decât 0, nu? E infinit mai mult. Da, doamna Carasciuc. Da. Părerea dumneavoastră despre situația asta cu blocul și să ne spuneți dacă credeți că după anii ăștia în care Vladimir Voronin a stat în afara Parlamentului, au reușit, credeți, oamenii să uite de 7 aprilie de 2009, de alte lucruri care s-au întâmplat atunci? E Vladimir Voronin din nou omul cotat politic în țara asta? Știți, eu nu sunt comentator politic, eu vin din domeniul anticorupție, anti-oligarhie și așa mai departe și de ce posibil văd lucrurile puțin mai diferit. Prima, sunt de acord cu domnul Tăbârță că Plahotniuc nu și-a pus niciodată oul într-o singură corzină, asta trebuie să-i dăm dreptate și asta aș vrea mai mulți să înțeleagă și alți politicieni. A doilea, atâta timp cât avem oameni șantajabili, nu este exclusă varianta pe care o expune domnul Valeriu Pașa. Al treilea, pentru mine, de exemplu, ceea ce s-a întâmplat este un proces foarte natural. Din ce cauză? Este vorba de două partide care, într-un fel sau altul, totdeauna duceau un curs pro-rusesc sau anti-european, mai bine spus. Pentru că pe mine mă interesează ceea ce este pro-european, din cauză, eu fac un fel de disclaimer de interese, pentru că eu consider că atâta cât Moldova menține parcursul european, avem șanse de combatere a corupției. Punct. Vă zic că nu fac agitație pentru un partid sau altul. Dar ceea ce ține de aceste partide este absolut natural. Da, s-au pălăurdit, dar pe urmă au văzut că a câștigat Maia Sandu la alegeri, au văzut ceva sondaje și văd șanse că a pierde și a pierde tare. Și de ce a făcut o alianță? Mai mult ca atât. Comanditarul partidului lui Renato Usatui ar putea să-i dea și lui Renato Usatui, cât nu i-ar fi lui de neplăcut, ordin, alianță împreună cu aceiași. Comanditarul partidului lui Usatui? Exact. Pentru că eu consider că comanditarul acestui partid este Rusia. Dumneavoastră nu vă mirați nici de unde apar banii, nici de unde apare informația lui domnul Usatui. Da, pe la o bucată de timp a început să-l simpatizăm pentru că el se exprima foarte bine antioligarhic. Dar el a mai avut astfel de momente în viața lui când s-a exprimat antioligarhic, anti-Dodon, dar pe urmă a primit ordinul și a făcut alianță cu Dodon. De ce, haideți, nu ne mirăm? Și de ce ceea ce face această aripă nu mă miră. Ei maximizează electoratul. Ei vor să nu piardă un singur vot. Eu mă dau mai verde, tu te dai mai roșu, eu mai dau mai așa și așa, dar culegem tot ce este posibil. Pe mine mă deranjează mult mai mult ce se întâmplă în aripa pro-europeană. Da, aceiași maximizează prin diferite căi. Ne duc, ne învârtesc în jurul degetului așa cum le trebuie. Acei care sunt pro-europeni, ce fac ei? Ceea ce se întâmplă acum, să spunem, pe arena politică, este un bădărănism politic. Iată ce văd eu. Dreapta aveți în vedere. Da. Ceea ce văd eu este că se bate cu piciorul în electorat. Din ce cauză? Eu vorbesc acum ca o persoană care s-a zbătut cu sistemul lui Plahotniuc. Vă zic, nu este vorba de o guvernare, este vorba de o capturare de stat.
Cu aceasta ne-am bătut. Și eu am ieșit în piața Marii Adunări Naționale cu cuvântări. Și am ieșit atunci când am rugat să fie cât mai mulți și cât mai diversi partide politice, și de stânga și de dreapta. Mă interesau acei care sunt altfel oligarhici. Și eu am văzut o mulțime de oameni care ieșau foarte sinceri, care încă nu știau pentru cine vor vota la alegeri, așa cum nu știam eu. Eu știam că eu vreau Europa. Altceva încă nu știam. Oamenii aceia se sculau la ora 4 ca să ajungă în Chișinău. Că îi întrebam, la câți v-ați sculat? Eu țin minte ce căldură era. Eu am luat obicei să leșin pe căldură. Îmi luam apă și îmi luam, vă zic, pălărie. Când era frig, mă îmbrăcam, împrumutam niște haine ca să mă încălzesc, ca să nu îngheț. Eu îmi aduc aminte cum am ieșit eu cu colega mea, doamna Iana Spinei, cu o pancardă. Ați văzut voi caricatura aceasta, când fuge unul spre Europa pe loc, da, și da, noi scriem nu corupție. Și țin minte cât de frig era. Când, și pe noi bătea vântul și ne arunca cu pancarda, ce știți, pur și simplu și nu putem ține. Și s-a apropiat de noi doi bărbați și au spus că, doamna Lilia, m-a văzut Svetica la televizor și m-a recunoscut. Și a spus, eu văd că sunteți bocnă înghețată. Dați-mi țin eu pancardul ăsta și eu, dumneavoastră duceți-vă și încălziți-vă undeva. Și omul ceala n-avea o mână. Mâna era tăiată, vă zic, mai sus de cot. Și eu n-am observat asta, de pe urmă am văzut că el cu ciotul acela a apucat pancarda aceea și a ținut-o până ne-am duce să noi să ne încălzim. Eu tot țin minte că am luat niște cacao, pardon, la colegii mele care au stat împreună cu mine și au înghețat și colega a spus că așa cacao de gustos e în viață n-a băut. Din ce cauză? Pentru că a înghețat, înghețat bocnă. La oamenii ăștia, la toți, nu le-a fost indiferent. Mai mult ca atât. Cu regret, eu țin minte că n-a fost... regret, oamenii și ei au ieșit... aveau a lor durere sufletească. Și acum se dă cu piciorul întrâns și când văd svada asta și pălăurdeala asta dintre partidele astea pro-europene. Vă zic că am fost cu domnul Valeriu într-aceeași grup de, vă zic, de inițiativă contra pentru votului mixt. Sistemul mixt. Da. Tare mă supără, pentru că, știți, domnul Valeriu trebuie să-i dau... trebuie să-i dau dreptate. Avea o capacitate foarte bună de a negocia cu toate partidele politice, pentru că a adus în grupul celălalt de inițiativă partide și de stânga și de dreapta, cel puțin așa cum le simțeam noi, după comportamentul lor. Și atunci când vedea lumea, vă zic, noi ședeam, eu cu colega stăteam din partea societății civile, că adunam aceste semnături. Cine pe cine simpatiza, mă rog, vrei cu Renato Sat, du-te cu Renato Sat, vrei cu... nu contează. Vă zic, vinea lumea și spunea, unde este partidul PAS? Și noi cârc-mârc spuneam, nu sunt aici. Și lumea era descurajată, dar cum de poate să întâmple? Și noi spuneam, știți ce, dumneavoastră semnați cu societatea civilă, pentru că până la urmă dumneavoastră nu sunteți membru de un careva partid. Și iată, atunci asta m-a supărat. Din ce cauză? Pentru că cu toată simpatia, eu am votat pentru Maia Sandu. Pe dânsa o dăm acum la o parte pentru că ea este președinte. Ea trebuie să fie la o parte de toate partidele. Da. Dar ce face partidul? Vă zic, începe a da cu piciorul unul în altul. Din ce cauză? Dumneavoastră putea să-mi reproșați, să spuneți, stați un lecțică, dau și ceilalți, exact. Dar pentru mine, atunci ești nobil, când te simți puternic, când te uiți la sondaje și vezi că ai șanse multe, atunci tu trebuie să întinzi mâna și spui, băieți, uitați-vă ce face partea ceilaltă. Ei pot să unească. Dar eu chiar așa să mă pălăurdesc la nivel personal, pentru mine aceasta este mult mai dureros decât faptul că se unesc acele forțe care consider că pe noi au să ne tragă din parcursul nostru european. Și de ce? Eu lor le pun în cârcă că băieți, acei oameni care se sculau la ora 4 dimineață pe când voi prăvăleați divanurile, așa spuneam eu de la tribună, uitându-vă de aici din Chișinău ce se întâmplă și uitându-vă cam ce șanse sunt, iată, pentru mine asta e dureros. Și din cauza aceasta, reproșul meu este la partidele pro-europene. Băieți, dacă dumneavoastră vă pasă măcar ceva în această viață, haideți să lăsăm toate, iată, aceste răzmerițele astea, care chiar sunt jositoare pentru mine ca viitor alegător. Da, dumneavoastră v-ați dori să vedeți aceste partide de dreapta cum? Într-un bloc sau pur și simplu vreți ca ele să nu se certe? Sigur că eu aș vrea un bloc.
Dar mă uit că apar și apar de noi, tinerești, și pe de o parte mă gândesc că iată, scindează iarăși electorate. Pe de altă parte, dacă aceste partide noi nu văd de tineret în vedere, da, nu văd democrație în partidele acestea care ne promit că o să construiască democrația în Republica Moldova, ce fac ei? Construiesc un alt partid. Și atunci ce veți face? Veți duce la partenerii de dezvoltare să vă plângeți că iată ce ei vor să deschidă un partid? Nu, trebuie să fii deștept, trebuie să atragi acel tineret din partea ta. Dacă să-l atragi, trebuie să-i dai și lui voce. Trebuie să faci, construiești democrație înăuntru partidului tău să te stimbeți. Și atunci, după aceea, construiești democrație. Bine, în țară. Iată în ultimul an să luăm. Iată ăștia care au apărut. Erau potențial lideri, au devenit lideri și alții. Ați auzit să vorbească cu omul de rând? Ați văzut? Nu, sigur că deocamdată din ce văd își fac filiale de partid, lucrează, adică e o muncă, pentru a construi mare, un partid, dar nu e chiar de așa ușor. Nu, oamenii ăștia nu sunt accesibili. Ei au un anturaj anume, ei au plan, ei muncesc mult, dar nu sunt accesibili. Și fiecare crede că el și-a făcut planul lui și el crede că azi el e acolo factor decizii, nu vreau să spun chiar Dumnezeu, și el crede că în jurul lui de mâine a să roiască tot el bine și tot știu bine să fie acolo. Nu mai este chiar așa. Și ei dacă cred că uite când o să suni clopoțelul și alegătorii o să înceapă, anume la partidul lor o să vină. Nu e o discuție sinceră. Iată când vorbește, hai, Năstase, el nu-i de azi. Da. Când vorbește Năstase, aparent, el se poziționează corect. Dar pe urmă, când se începe discuțiile, cine cu cine, cum, o avalanșă de învinuiri. Și numai eu, stați-o leacă, măi, tu ai fost de-a, măi, s-a trecut timpul. Mai uite în jur, mai uite lângă tine, mai uite oglindă. Și lumea asta, doamna Crăciuc spune corect, că se vede de la o poștă, se vede că ei unul pe altul nu se suferă, unul cu altul, da, nu vreau să discute. Gâlceava asta e deranjantă pentru oamenii. La nivel personal, pentru că pe mine nu mă interesează. Și nu e vorba de doar Ședipas, Năstase, Pele de Mie și așa mai departe. Ce dați atâta cu piciorul unul altul în Pele de Mie? Noi știm prin ce teasca a trecut Pele de Mie-ul. Noi știm, vă zic că și dacă ei au rămas, vă zic că, cum s-ar spune, scot pălăria. Bravo! Da, ei au avut probleme mari cu liderul lor. Și imaginați-vă, prin citească trece un om care este curat, să spunem așa, spiritual sau moral. Ca să se vadă că liderul lor, electoratul. Da, și electoratul, dar și oamenii și cât de unii deputați, atunci ei au ținut piept. Exact. Au primarii, au susținători și oameni. O să luăm o pauză de publicitate acum. Eu aveam în plan să discutăm situația de pe dreapta, da, un pic mai încolo, dar o să continuăm să discutăm după pauza de publicitate despre ceea ce se întâmplă pe dreapta și centru-dreapta, dar o să revenim și la situația cu stânga, pentru că n-am epuizat subiectul. Publicitate. Revenim la discuție. Am zis că o să vorbim, o să continuăm să discutăm despre situația de pe dreapta, ca ulterior să revenim la situația de pe centru și de pe stânga politică. Domnul Tăbărță, iată, noi discutam un pic înainte de pauza de publicitate despre o eventuală, dacă mai e, putem să zicem, o coagulare a dreptei politice. Acum încă nu e târziu, din câte înțelegem, ca lucrurile astea să se producă. Chiar dacă au fost făcute niște declarații, că unii merg de unii singuri în această campanie. Dumneavoastră, cum credeți că e mai bine ca aceste partide care se declară de dreapta să intre în această campanie electorală? Separat sau într-un bloc? Cum ar arăta mai bine tablou politic parlamentar după alegeri? Ideal ar fi fost dacă ele ar fi mers toate într-un bloc. Mai simplu pentru oameni. Mai simplu pentru oameni, nu se pierd voturile. Și... Dar toate, la care vă referiți? Pentru că aici, iarăși, apar discuții despre PD, de exemplu. Dacă acest partid e suficient de curat acum pentru a intra într-o combinație? Mă refer la partidele de dreapta. Care?
Partidul Democrat nu este un partid de dreaptă. Cred că cel mai influente, să le spunem așa, sau care are un anumit scor electoral, chiar și putem spune... Vă referiți la PAS și Platformă sau nu, și la Uniunist? Nu numai. Ne uităm la alegerile prezidențiale. Aha. Cine au candidat la aceste? Dacă ne uităm, sunt exponenții principalilor partide din Republica Moldova. Dintre partidele influente la moment, noi am regăsit pe reprezentanții Partidului Democrat și dacă vorbim despre forțele parlamentare, despre cei de la Pro-Moldova. Uh-huh. Ei, dar acolo e altă poveste, că în linii mari aceste sunt partide. Partide, hai să spunem, care acumulează peste 1%. Pentru că dacă să ne uităm, îl lăsăm pe USAT deoparte. Dacă să ne uităm, Maia Sandu și Igor Dodon au acumulat aproximativ același scor. Pe locul 4, că primii doi clasați, a treilea a fost USAT, i-am spus că lăsăm deoparte, el e un fel de joker politic, catch-all sau agață, totul în teorie politică. Pe locul 4, cine? Este doamna Violeta Ivanova, reprezentantul Partidului Ușor. Cât a acumulat? În jur de 8. 7. 7, 8, nu mai țin minte exact. Da. Și după aceea să vin candidații de dreapta. Dacă îi adunăm, practic acumulează, au acumulat, sau chiar poate mai mult, același scor ca și doamna Ivanov. Uh-huh. Anume, în linii mari aceste partide, care au un anumit scor electoral, ele acum ar trebui să se coaguleze. PAS, Platforma, PLD-MIE, reprezentanții Unirii, din blocul unionist. Ăștia ar fi actorii care ar trebui să se coaguleze. Eu nu mă refer aici la fel de fel de spoiler sau partide care se activează doar la alegeri, intră în timp, nu i-am văzut. Partidele active. Ideal ar fi fost să fie avut un bloc mare. Însă, la moment, eu nu cred că este deja posibil. Ok, am înțeles, da. Stați un pic, dumneavoastră ați spus că nu vedeți PD-ul ca o formațiune de dreapta. Bun, ei sunt de centru, din câte înțeleg. Dar în combinația asta, ei unde îi băgați? Unde îi includeți? Sau îi lăsați de sine stătător? Și asta ar fi încă un subiect bun de discuții, să înțelegem în genere dacă ei mai trec pragul electoral. Alta este... Eu rămas în centru. Aici este... Credeți? Rămân? Cred că asta nu e atâta în centru, cât nu e principial. Bine, bine. Sigur că Partidul Democrat poate fi cooptat, dar depinde în ce formulă, pentru că... Nu, hai să zicem serios. Partidul Democrat este una dintre cele mai toxice formațiuni. N-am răspuns până la capăt. Desigur, Partidul Democrat poate fi cooptat într-o anumită formulă. Acum eu cred că... Am văzut declarația făcută aseară, cred că, de domnul Filip, care a spus că el vrea bloc cu PAS. Clar că vrea, deci nu vrea. Bine, la Voronin nu mers, la el să nu meargă. Asta e altceva. Însă acum cred că pe lângă PAS, care va merge singur și va acumula un scor bun sau foarte bun, deja depinde de campanie, scopul și sarcina restului partidelor de dreapta să se coaguleze, că să nu avem pierderea votului. Uh-huh. De cum, în ce formulă, deja ei decid. Pentru că, desigur, va fi o problemă de imagine. Pentru că o anumite coaliții sub anumite formule cu PLD-MIE, cu PD-MIE, cu același Partid Liberal pot aduce prejudicii de imagine. Și uitați-vă cum persoanele propagandiste sau mass media apropiată de socialiști, cum încearcă să asocieze la nivel de imagine pasul cu PLD-MIE-ul. Am văzut, da, asta, tendința asta. Se vede clar deja o Și de ce trebuie să se găsească această formulă, această soluție pentru ca restul partidelor de dreapta să nu piardă aceste voturi. Pentru că o guvernare de dreapta, care poate pentru prima dată în Republica Moldova să fie una realizabilă, va fi PAS încă plus Platforma sau acest bloc. Alte soluții nu sunt. Pentru că USAT-ul poate fi o miză. Despre USAT-ul noi o să discutăm acum, pentru că e un element pentru... Skulski. Pentru mulți. Dar, dacă spun eu punctul aici, eu cred așa. PAS-ul meargă singur. Asta e clar că au declarat deja. Ăștia cine? Unioniști și Lenscar mai sunt acolo de dreapta. Ori se unesc și fac un bloc, ori se retrag
și să lese lumea în pace, să nu-i buimășească. Dar nu se vor retrage. Asta e o șansă. Nu se vor retrage. În rest, ei numai să tulbure apele și nu or să facă nimic. Problema este cât de independenți sunt acești unioniști, pentru că dacă ar fi independenți... Păi, a venit Amoș Aur acolo și a să fie acolo și aur și briliant și vrei. Nu interesează poporul. Domnul Pașa, legat, haideți să le luăm pe rând, legat de PD, pentru că am văzut că ați reacționat atunci când am întrebat. Ce soartă prevedeți pentru acest partid? Da, el trebuie să dispară așa cum era cazul de mult. Deci acest partid este format sau reminiscențele unor complici din grupul criminal organizat condus de Vladimir Plahotniuc, oameni care nu și-au recunoscut vina, oameni care, adică dacă ei pur și simplu au fugit 4-5 din partid în altă parte, asta nu înseamnă că ei s-au curățat, pentru că domnul Filip nu l-am văzut să dea cu subsemnatul la procuratură. Ei, dacă el ne convinge și el ca domnul Leancă era simplu prim-ministru și nu știe pe ce lume trăiește, până alt cred. La fel cum nu-i cred și pe toți restul care au rămas acolo. Și aici este punct. Dar oricine o să coalizeze cu acest partid, o să fie sinucigaș politic, pentru că toxicitatea lui este enormă. Atât. Deci, mă rest, nu are rost să vorbim. Dacă, dacă ei cumva vor să facă un lucru bun, ia stați un pic. Să nu tulbure apele. Sunteți de acord? Eu sunt de acord și să cot Partidul Democrat are șansă să revină atunci când să revină Dumitru Deacu în fruntea partidului. Nu, da, asta e... Noblesse oblige, domnul... Eram sigur că aud replica asta, de asta v-am întrerupt. Eram sigur că o aud. Așa e. E, cu Jăzdan, cu Monica Băbucu, hai să fim serioși. În primul rând... Da, numai o secundă, dar sunt frământări între dânsii acolo? După cât știu, Dumitru Deacu s-a dat într-o parte și ăștia trebuie să pice. Da, și apelă să revină, ca de obicei, ca ultimii 30 de ani. Da. Eu aș vrea să mă refer despre situația, să numim... Dreapta, centru-dreapta. Tradițional, în Republica Moldova, dreapta a fost diversă. Da, deci niciodată nu a existat partide de astea dominante pe dreapta masiv, cum a fost pe stânga, a fost pe CRM, pe urmă a fost pe SRM. Dreapta în Republica Moldova este diversă. Există componenta unionistă, noi cunoaștem, da, cei care sunt puse mai pe dreapta. Există un fel de dreapta clasic, mai moderat. Pentru ei se regăsesc și mulți unioniști, dar nu din ăștia, spunem, mai... Fanatici. Hai să-i numim și așa, dacă vă place mai mult. Și există centru sau centru-dreapta, da? Care e mai mult pro-european. Pro-european, mai moderat, care mai mult e cu treburile interne. În general pro-european, dar cu rușii nici de cum să nu ne certăm și chestii de genul ăsta. Da. Ei, împărțirea clasică... Asta e un fel de educație de la Dumitru Deacov. Da. Împărțirea clasică Patriarhul, cred că a existat democrație. În perioada 2009... 2014, da? Când era PL, PLDM, PD. Asta plus minus, evident că nu putem mecanic așa să tragem aceste linii, dar plus minus asta a reflectat situația pe dreapta. Ce s-a întâmplat ulterior? A venit Plahotniuc și-o ras tot și-o distrus și-o deformat tot ce înseamnă politică în țara asta. Iar ulterior s-a produs un proces de consolidare. Da? În alegerile prezidențiale din anul 2020, când în primul tur, în mod evident, Maia Sandu a acumulat în special voturile PAS, da? Deci, care erau atunci. De atunci până acum ratingurile s-au schimbat enorm. Nu putem să transpunem mecanic rezultatele primului tur a alegerilor prezidențiale pe situația parlamentară de acum. Și diferența în turul 2 a venit inclusiv din creșterea prezenței cu peste 300.000 de alegători. Da? Care vin exact din acest eșchier dreapta, centru dreapta. Oameni care în primul tur n-au venit la alegeri. Da. De ce? Pentru că unul, așa cum menționează bine doamna Caraciuc, nu le place că ăștia se mâncau acolo între ei. Doi, ăștia sunt alegători generic pro-europeni, inclusiv în diasporă, mulți dintre ei, dar care nu s-au regăsit, așa știți, nu sunt devotați anumitui partid. Respectiv, ce vedem noi indeciși prin sondaj, cam de acolo vin foarte mulți. După alegeri, dinamica s-a schimbat.
din vari motive și din prestația partidelor în Parlament, în primul rând că toți pe un cap au promis anticipat și pe urmă, imediat după prezidențiale au început să saboteze acest lucru. Am văzut o creștere foarte puternică a PAS-ului, care încă înainte de prezidențiale era pe dreapta un partid clar dominant, cu peste 30%, peste 25%. Acum, stabil în sondaje, nu în astea care le desenează drepădușii lui Dodon, în cele adevărate. PAS-ul ia peste 30% din total. Există în continuare un număr destul de mare de indeciși, cel puțin 20%, și aici vorbim doar de cifrele din interiorul țării, că diaspora nu putem măsura prin sondaje. Stânga s-a subțiat în general. Stânga s-a discreditat și pentru asta toate partidele de dreapta trebuie să-i pună monumentul Igor Dodon, el a avut grijă. Electoratul ăsta... Dați-mi voie să închei explicația acestea. Acum, mai avem un minut până la publicitate, de asta zic. Această dreaptă va fi și în continuare diversă. Și eu nu sunt de acord că neapărat toți să sunt obligați să-și pună un steag și să meargă. Deci ei pot să-și încerce puterele, să-și se promoveze. Campania electorală e o oportunitate de promovare pentru toate partidele. Iar spațiul pentru consolidare pe dreapta există. Lucrul ăsta pot să înțeleagă și cu o săptămână înainte de alegeri. Formatii sunt diferite. Că participă împreună pe o listă, că nu, asta este mai puțin important. Însă, dumneavoastră îi vedeți împreună pe oamenii ăștia? Nu toți. Declarat unii niște. Da, diferența va fi cei care într-adevăr luptă pentru această idee pro-europeană, pentru ei interesul țării va fi mai mare decât interesul personal. Și atunci ei vor lua decizii mature. Pentru că pentru ei prioritatea zero trebuie să fie să nu câștige Dodon în coaliție cu Șor, cu Plahotniuc. Dar pe dreapta sunt o sumedenie de spoileri, care de fapt sunt ghidați bine mersi din spate de Plahotniuc, okay. Dodon, Platon și toată gașca aceasta. Pe segmentul unionist, Plahotniuc, are spoileri acolo? Sigur că are. La nivel de oameni, bine, îl luăm pe un cap, domnul Costiuc. El cam fuge de pe am văzut cum filiera unionist. Stați un pic. Eu țin minte pe domnul Costiuc în data de 6 iunie, foarte puțini oameni au ieșit atunci să-l apere pe Plahotniuc, protestând în fața sediului PAS, ca nu cumva să voteze să-l dea afară pe Plahotniuc. Foarte puțini oameni au fost acolo. El a fost unul dintre ei. Despre ce vorbim. Da? Și asta este doar un exemplu. Acest bloc aur, care se formează, se reformează. Da, e o întreagă discuție pe acolo intră oameni care au fost la guvernare, inclusiv alături de Plahotniuc. Și eu nu spun că ei sunt devotați, că nu, n-am iubește nimeni. Oameni șantajabili. Și atunci, eu văd asta ca un risc, pentru că dacă depinde ceva de oamenii ăștia, noi am văzut situația în 2015, când Plahotniuc de la 18 sau 19 deputați, cât avea el, folosindu-se de faptul că are instrumente de influență asupra tuturor, practic, partidelor, i-a constrâns să-și facă majoritate. Da. Și iată, asta este un risc de care noi trebuie să fim conștienți, să avem grijă ca lucrurile astea să nu se repete. Și dacă este cineva care e potențial vulnerabil în fața lui, păi atunci mai bine să ne ținem deoparte. Da, luăm publicitate acum și revenim în câteva momente. Revenim la discuție. Doamna Carasciuc, începem cu dumneavoastră partea asta. Aceste alegeri parlamentare anticipate s-a spus și s-a vorbit foarte mult că au cumva scopul ca să facă curățenie în parlamentul ăsta plin de corupție. Pe de altă parte, noi vedem deja poziționarea anumitor partide politice și cam începem să ne dăm seama cam cine va accede în viitorul parlament. Am văzut că pe la unele filiale de partide din teritoriu au început să se depoziteze deja pomenile electorale. Magazinele deschis, funcționează la maxim și le-au inclus și pe alea pe roți. Și, deci se funcționează, ați văzut. Spuneți-ne dacă credeți că cetățenii Republicii Moldova și-au învățat lecția de la alegerile trecute și parlamentare și prezidențiale. Au învățat ceva sau iarăși ne pomenim în cu corupție în Parlament. Știți, cetățenii sigur că sunt foarte diferiți, sunt informați sau dezinformați în moduri foarte diferite și deci eu n-aș pune să le pun în gât responsabilitatea pentru toate aceste lucruri. Dar mulți să nu ia pomeni electorale, pot? Da, înțeleg lucrurile astea. Pe de altă parte este așa o sărăcie, tu poți iei pomenile electorale și să votezi pentru aceea ce ne spune ție inima sau capul sau ce dorești. Dorit cap. Da,
Dar nici nu știi. Eu înțeleg că încă o parte din electorat, văzând după la urdeala asta politică, ar putea să devină mai descurajată. Adică atunci, mai puțin decis. Eu chiar acum sunt într-o dilemă foarte mare, pentru că eu îmi doresc un parcurs european. Dar eu tot așa am votat pentru primarul general de Chișinău, doar numai că să nu accede, vreți să rămânem pro-europeni, dar n-am văzut nicio diferență. Și deci e foarte mult electorat intelectual care începe a se gândi la careva intenții nobile, la careva, să spunem așa, priorități pentru țară și nu pentru exponenți politici concreți. Ei ar putea să devină tot mai descurajați și mai descurajați. Păi nu adăuga. Eu aș zice să nu dramatizăm inclusiv situația pe dreapta. Așa cum începusem să explic, este normal, este democratic ca partidele să aibă dreptul să participe în alegeri. În același timp există niște situații obiective, da? Campaniile electorale în Republica Moldova, mai ales parlamentare, tot timpul arătat dinamică. Deci niciodată n-a fost așa că scorurile care erau în sondaj la început de campanie să fie fix aceleași la sfârșit. Ține minte tot timpul. Da. Unii au crescut mult, unii au scăzut mult. De asta aceste partide au dreptul să-și încerce puterile. Alta este că la sfârșit fiecare trebuie să ia o decizie responsabilă și să gândească ce este prioritar. Să rămână până la urmă conștientizând că nu intră sau chiar existând riscul și să se facă inclusiv vinovat de dispersia aceasta din voturi. Pentru că ce arată astăzi sondajele este că dreapta în sens larg ia clar peste 50%, inclusiv cu diasporă poate fi vreo 55%. Numai că, dacă cunoaștem această situație, este pragul electoral care inclusiv intenționat ține sus la 5%, nici de cum să-l coboare mai jos. Pe stânga nu se pierde niciun vot. Nu, maxim acolo sunt câteva, nu știu, sute de voturi care o să le iei, sau poate mii care o să le iei Marc Căciu cu partidul său. În rest, acest bloc PSRM, PCRM aspiră tot, dar ei vor pierde. Eu sunt sigur că o bună parte din cei care se orientau spre comuniști, astăzi nu o să voteze acest bloc, pentru că o spun, adică stop, noi ne-am dus la comuniști, ne-am dezamăgit de Dodon și iar pe Dodon ne-au dat. Da? Da, asta vreau să continui despre stânga, pentru că al doilea câștigător politic după PCRM, a ceea ce s-a întâmplat cu acest bloc, este Renato Usat. Exact. Da? Șor este alt tip de electorat și alt mod de atrag. Hai să lăsăm deocamdată. Cei care se dezamăgesc de PSRM, ei pleacă undeva. Deci pleacă la PAS sau la platforma, da? Ei vor pleca. Deci acei care vor pleca de pe stânga sau uitați spre Voronin că nu le place Dodon, hai să fim raționali. Unde pleacă ei? La Usat. Cei care au pus la cale acest bloc, oare nu înțeleg asta? Și atunci, eu nu cred că acolo stau oameni. Eu sunt convins că ei înțeleg asta. Și atunci ce înseamnă? Că atunci le miza jocul... este că toată stânga, tot ce înseamnă stânga, centru stânga, cum îl înțeleg, ei nu pierde niciun vot. Fiecare vot se regăsește în partidii care intră în Parlament. Și toată distribuția va fi din contul dreptei și centru-dreapta. Respectiv, există risc real că această centru-dreapta să ia împreună un 55%, dar 20% sau 16, 17, 15 din astea pur și simplu să se disperseze și să nu se regăsească în următorul parlament. Asta este strategia, hai să spunem, a forțelor generic de stânga, în spatele cărora, așa cum e logic, deci acolo interesele sunt comune. Dar ați spus bine, Plahotniuc nu este iubit la Moscova, dar frica e comună și interesul este comun. Și în esență, noi avem o coaliție extrem de largă de actori. Kremlinul, Plahotniuc, Platon, nu uităm că există și așa personaj în Republica Moldova, Șor, evident, da? Care au făcut o coaliție în interes comun, dacă vreți, și asta e de conjunctură. Și scopul lor este să nu admită, deci scopul zero a tuturor lor este să nu admită în următorul parlament o majoritate pro-europeană, pro-reformistă, care chiar o să se apuce de construit stat de drept. Ce înseamnă stat de drept? Asta înseamnă că hoții se duc la închisoare. Asta înseamnă că Plahotniuc nu o să mai circule așa de semi-dezinvolt în tot Orientul apropiat și unde mai îmblă el. Dar statul Republica Moldova va depune eforturi reale ca el să fie tras la răspundere. Dacă deci, o să vrea Stoianoglu, că... Și Stoianoglu o să-și schimbe comportamentul.
Să dea, dar atunci Dumnezeu, când o să înțeleagă că există o... Bine, dar nu constă tot doar în procurorul general. Reforma procuraturii tot în Parlament se face. Da. Reforma sistemului judecătoresc tot în Parlament se face. Da, inclusiv până la reforme reale și schimbat de oameni, chiar și comportamentul oamenilor din sistem, atunci când ei știu că există o putere politică determinată, o să schimbe. Poliții, servicii diferite, procurori, judecători, o să înțeleagă că, păi, gata, cu ăștia nu o să te înțelegi cu mită sau cu interes. Bun, hai că n-am înțeles respectiv, foarte miza bine. A tuturor acestor actori, începând de la unul geopolitic și terminând de la oligarhii locali, este să nu admit așa ceva. Ok. Acum, că o să mă întrebați de Usatăi. Eu nu știu ce o să fac Usatăi după alegeri. Eu, dar, deci dar nu ca să impună Rusia, da? Vă zic că numai că eu știu Unirea că cine? El are interes în Federația Rusă, care au fost afectate foarte mult. Au fost afectate la solicitarea lui Dodon, pentru că Dodon s-a dus la Moscova și a rugat prietenii lui de acolo să-l distrugă pe Usatăi, când în felul ăsta veneau voturi la el. Haideți să-l întrebăm pe domnul Deacov despre Usatăi, pentru că îl cunoaște mai bine, a fost într-o echipă electorală la un moment dat. Nu, eu n-am fost cu Usatăi într-o echipă. Electorală, am zis. Dumneavoastră ați fost candidat, nu? Ești electoral, ăsta a fost... V-ați jucat așa de... Abmanzrenie. Atunci m-am adresat prin rețele de socializare că vreau să lucrez în primărie, consilier. Cine mă acceptă, eu vreau să lucrez consilier. Dar de ce așa tare ați vă ținut să lucrați în primărie? Vreau să am și eu ocupație. Eu sunt om asigurat, nu vreau să mă duc nici în business, nici avocat, nici nimic. Și să nu șed acasă, zic, hai să mai ies în lume. Vă spun asta cinstit, așa și este. Vă cred, domn Deacov. Și eu cunosc ca nimeni altul în țara asta, fiindcă eu vreo 15 ani am monitorizat primărie. Eu am fost acolo, am stat alături de Urecheanu, în prezidium și așa mai departe. Cunosc cine cu ce se ocupă, toate mașinațele acolo. Și am vrut să lucrez. Dar nu deviați, haideți, apropiați-vă de Usatăi. Și eu când m-am anunțat, Usatăi m-a invitat. Cu părere de rău, el mi-a propus să candidez, că el nu putea, el vroia să candideze la primar, dar pe urmă, când a văzut situația reală care se profilează, da, el a spus, deci eu dacă pierd Bălțu, după asta trebuie să ne ovaleze să plec. Și el s-a întors la Bălțu și zice, hai mă ta, ce acolo? Eu am făcut o greșeală, nu trebuie. Eu ca consilier trebuie să mă bălătez într-o echipă care avea șanse reale de a trece. Și atât. Iată, eu tot. Deși eu nu pot trece ca deputat, eu aș vrea să mă duc să lucrez legislator, nu să mă ocup cu politică. La noi, 3, 4, 5 se ocupă în Parlament cu politică. De ce înseamnă legislator? Deputat, nu? Deputat, dar noi, când spunem Parlament, uităm să spunem că Parlamentul ăsta e legislativ. Adică un organ care se ocupă cu... implementarea cadrului legislativ care politic dirijează cu activitatea instituțională și așa mai departe. Dar la noi cine se ocupă? Că eu am fost la Voronin și colegii de procuratură. L-am convins ori jumătate. I-am spus, domnul președinte, uite, nu se poate de votat legea asta. Eu zic, domnul, și crezi că la noi citești cineva? Asta când? Când am scris eu adresare în 2015, către toți deputații. M-am dus și l-am convins. El mi-a strâns mâna și după aceea l-a votat. A votat și am uitat, ia ca procurorul, ia ca procuratorul, de ce nu lucrează? Păi așa ați vrut voi. Conjunctura a fost. El, ia ca unul la unul mie, mi-a mulțumit și a spus că dai bun. Iată, eu vreau ca acolo, în legislativ, în Parlament, să fie și oameni care să șadă tătă zăs, nu iasă acolo, dar să fac să scrie legi. Legi despre justiție, despre procuratură, despre agricultură, despre medicină, despre audiovizual. Deci dumneavoastră vreți acolo? Aș fi vrut. Pe ce listă? Dar nimeni nu mai... Dar indiferent. Eu am o condiție. Puteți în Ministerul Justiției să fiți. Am o condiție. Eu nici într-un caz nu vreau să accept ideologia a niciunui partid. Eu nu vreau să mă numesc politician. Vreau să lucrez, să fiu muncitor, să scriu legi. Și atât e tot.
Dar am un... Poate consilier undeva. Am un cusur. A. Eu spun lucrurile pe nume. Foarte bine. Asta nici nu-i place la dumneavoastră. Dar de asta nu merge. De asta n-ați fiu deputat. Deci nu candidați. Am înțeles, nu, da? Nu, bun. Nu. Ok. Haideți să revenim un pic la Usat. Renato Usat e... Ce, el... ce jocuri face el în campania asta? Ca să înțelegem el venit, unde îl vedem după alegeri. El îl copie, pe, așa, impresia mea, îl copie nu chiar cu succes pe Jirinovski. Am impresia pe Lukashenko chiar. Și, nu, dar el uit că Jirinovski e 100% interpusul FSB-ului sau KGB-ului și dânsul îi fac. Și e un om... cum nu mă râde și cum nu îl spun, eu cu niște capacități extraordinare, Jirinovski. Pur și simplu, el... Că defilează frumos, da, cu mâinile. Da, și cu clounada asta lui. Carismatic, da. Dar el e multimilionar, dacă n-aș chiar miliardar. Și noi știm și acolo. Să, lui Renato nu îi primește lucrurile astea. Eu am vrut foarte mult să discut. Eu cu Renato Usatăi, din ziua care s-au terminat alegeri, n-am vorbit niciodată. Am încercat să mă întâlnesc cu dânsul, să-i spun niște lucruri. Și dacă el nu a acceptat, că el îi spune omul pe televizor, că Renato Usatăi nu are partid în Chișinău. Absolut. Sunt niște oameni acolo, el nu are structuri de partid în Chișinău. Da. Eu nu știu, Republică, mai departe... Vreau să vă pare că multe partide au structuri în Chișinău? Eu nu știu, nu cunosc. Asta este realitatea. M-ați întrebat de partidul ăsta. Toți mizează pe locomotivă. Și, da, Renato are o carismă din invidiat. Eu am mers cu dânsul prin Chișinău, toți vreau să fotografiez cu dânsul, toți care... Ui, Renato, ui, Renato. Dar eu socot că, mai ales la parlament, la președinție, da, merge. Că el... Dar mă, oamenii, de pildă, din Droche, de acolo, este un lider... care oamenii din Drochea să-l voteze pe șală, dar n-a să voteze cine să-i spui Ghiță sau Ivanov sau Petrov. Uh-huh. Și cred că strategia asta de a se orienta eu lider, eu partid, e greșit. Ea să aducă niște dividende, dar hai să modelăm așa. Dacă Renato trece în Parlament cu un număr oarecare și dacă pasul, cum a spus dumnealui, de Dumnezeu și eu așa și vreau, să aibă 55%. A, eu n-am zis că pasul să aibă 55%. Decade nici statia de a face coaliție cu Renato. Și atunci ce să facă Renato? Să stea, să fie un fel de... acolo... de a distra publică? Sau să plece la Bălți înapoi? Cel mai probabil va rămâne primar, mă dacă gândesc. Dacă pleacă la Bălți, dar pe cine să lese? El pe Bolboceanu acolo? Sunt foarte mari probleme. Ei, de la noi oameni s-au aventurat, fac politic toți, eu știu. Deocamdată, da, lista nu, n-am văzut-o a domnului Usatăi. El mâine o depune. A, da? Da. Aveți informații totuși din partea ce? Păi e publicat, el a făcut declarații. A, da? Da. Bun. Domnul Tăbărță, unde, ce face Usatăi, încotro? Ce se întâmplă dacă ajunge în Parlament... și dreapta nu are o majoritate clară. Se poate miza pe Usatăi sau credeți că el totuși e mai spre stânga? Eu cred că acum această întrebare tot ce o pun. În general, Renato Usatăi are așa o istorie foarte interesată. Cu urcușuri, cu bărâșuri. Eu cred că el a apărut într-o strategie a Federației Rusă de reformatare a stângii politice din Republica Moldova după anul 2010, după episodul Narâșchin, când nu s-a putut crea o coaliție dintre PCRM și PDM. Și atunci au fost lansate două proiecte politice, proiectul Dodonu, proiectul Usatăi. Ăsta Usatăi, având, cum spune domnul Deacuv, carisma lui, a dat rezultate, a prins la electorat. Ulterior știm renumita decizii. Și apropo, Dodonu nu stea în 2014, va trece ori nu va trece. Scoaterea lui Renato Usatăi, practic, din curs electoral, practic, l-a dus la o siguranță PSRM-ului, că ulterior PSRM-ul treptat da. Să monopolizeze stânga politică. Renato Usatăi a mai dispărut, l-a mai sunut pe Dodon, a revenit.
Însă, o perioadă, el cumva a dispărut din Federația Rusă. Am mai discutat la un moment dat, este interceptarea aceea telefonică pe internet cu un consilier de-a lui Plahotniuc. Exact, deci exact. Și au fost tot felul de combinații. De asta nici nu știm... Și ce am vrut să spun? Și la un moment dat, el a devenit persoana non grata în Federația Rusă, a devenit indizerabil, nu fără aportul lui Dodon, că Dodon, toți care erau pe stânga, cam elimina Schelin, Șor și așa mai departe. M-am văzut comportamentul lui foarte civilizat, foarte, hai să spunem, peptanat, spalat, aranjat la președințiale. A, da. Să te uiți la USAT-ul din 2014 și USAT-ul din 2020. Chiar și 2016 la alegerile prezidențiale când a candidat Dodon. Da, parcă sunt doi oameni diferiți. După alegerile prezidențiale, comportamentul lui s-a schimbat. Nu mai înțelegi. Plus, săptămâna trecută la o emisiune televizată, eu cred că acolo am văzut pe adevărat Renato Usată. Când l-am văzut ce iese din dânsul. Și acum tot se întreabă, de fapt, ce va face el? Bine, așa. Eu înțeleg, fiind plasat pe centru, tu lovești în stânga, mai ales că are și plăcerea lui personală să dea în Dodon, cu fel de curcani, ce mai face? Artificii, dar totodată e clar că el se mișcă spre dreapta, că vrea să acumuleze și electorat spre dreapta. Nu numai el se mișcă. Nu numai el, dar problema este ce va face Renato după alegeri. Pentru că cel mai probabil va trece și sunt șanse mari să treacă în Parlament. Da, așa arată sondajele. Va merge sigur cu dreapta, probabil cum mizează pasul. Și aici trebuie să spune că mizează pasul. Pentru că a ținut-o pe Maia Sandu sau va face... De altă parte, eu mă uitam la o declarație făcută de Maia Sandu doi ani în urmă, în care zicea, niciodată nu am avut încredere în Renato Usată, nu am și nu o să am. Și aici e foarte important să faci dreapta și ne întoarcem cumva iarăși la dreapta. Și domnul Pașa a spus, la noi tot timpul dreapta cam a fost segmentată în două partide importante. Un unionist, unul pro-european. PPCD cu cum se numea? Cu Partidul Foarte Democrat al domnului Matei. Da. PFD. Acum, noi pentru prima dată în Republica Moldova avem un element nou, care de regulă era pe stânga. Monopolizarea stângii politice era democrat agrar, da. Comunist, social. Pasul. Însă pasul deocamdată capitalizat imaginea politică al Maia Sandu. A început în 2016 și apogeul a ajuns prezidențiale și după. Însă, până la urmă, eu nu sunt sigur că electoratul va rămâne așa. Pentru că, într-adevăr, el este divizat, este diferențiat. Întrebarea este când? Până la alegeri sau abia după? Da. Dar aici este important ce va face. Pasul, dacă merge de unul singur, este una, însă în interesul pasului, cu toate aceste jocuri și neclarități lăsate, că să mai avem un partid pro-european. Pentru că, în așa mod, într-adevăr, să formăm un guvern pro-european, pentru că la noi fără un partid de stânga. Fără să fie nevoit să faci combinația cu USAT sau mai știi... La noi guvernările pro-europeane tot timpul au fost cu un partid de stânga. Și în ADR-ul și acum. Și electoratul structural, totuși la noi, în interiorul Republicii Moldova, domină din punct de electoral stânga. Centru stânga mai este așa un fel de... Bine, dar electoratul de stânga, bine, că stânga să avem electorat pro-rus, avem moldovenist, avem de centru stânga pro-european, dar a apărut un element nou, electoratul structural, diaspora. Da. Care poate înclina balanța spre un guvern pro-european autentic. În plus, a apărut un nou clivaj. Noi avem clivajul clasic, geopolitic. Stânga, dreapta, pro-ruși, pro-europeni. Clivajul corupt-anticorupt a apărut după furtul miliardului. Da. Până atunci, clivajul corupție-anticorupție nu prindea. În 2009, domnul Petrencu, Alianța, sau cum se numea partidul, Mișcare Acțiunea Europeană, domnului Anatol Petrencu, a avut o campanie extraordinară bazată anume pe anticorupție. După furtul miliardului, deja cetățenii au început să devină sensibili la acest subiect și, într-adevăr, anumite partide pro-europene, autentici, pot acumula și electorații din stânga. Deci aici trebuie de văzut aceste partide cum își
fac campanie, ar fi bine să se coordoneze. Bine, nu merg într-un bloc mare, dar PAS-ul cu alte formațiuni ar trebui să, cel puțin să discute, că într-adevăr să nu se piardă aceste voturi. Într-un fel, sugerați dumneavoastră că PAS-ul ar trebui să-și crească un partener politic în viitorul Parlament pe dreapta. Dacă dorim, într-adevăr, să avem un guvern pro-european, autentic, cum au vorbit colegii de studio, să mizez pe USAT, el este totuși, până la urmă, un jucător imprevizibil. Trebuie să o spun. În plus, domnul Deacov a spus că linie mare nu prea are echipă. Două, trei persoane sunt cunoscute și, într-adevăr, sunt din linie mare din nordul Republicii Moldova. Bun. Da, și Renato Rosato este foarte autoritar și Maia Sandu se teme sau trebuie să se teamă de dânsul, fiindcă dacă îl scapă... No, eu nu-mi imaginez, de exemplu, un Rosato care să-i propună Maia Sandu ori funcția de premier, ori da, eu mă duc pe stânga, da? Adică situația din asta, eu nu exclu că ele se pot întâmpla. Bun, da, hai să... Oare cu ce seamănă asta? Da, da. S-a mai întâmplat asta, noi am mai trecut odată prin situații de genul ăsta cu PD-ul. Domnului Tăbărță, cu o singură nuanță, majoritățile cu guverne care s-au numit pro-europene, pentru că unele au fost numai cu numele pro-europene, au depins de capitalizarea în Parlament a segmentului de centru și centru-stânga. Același Partidul Democrat. Da. Ei se poziționau așa tot timpul, încercau mai de pe centru, centru-stânga. Fără acest element, majoritatea nu ieșea. Dar așa cum nu a ieșit în 2009, după primul scrutin, din cont faptului că a intrat PD-ul, care exact a acumulat aceste voturi pe centru, centru-stânga, s-a putut face majoritate. 2014, aceeași poveste. 2010, același lucru. Dar și ține minte foarte bine ce făcea atunci Plahotniuc. A șantajat PLD-meu și PL-ul, că dacă nu îmi dați ce-mi trebuie mie, mă duc cu comuniștii, că ei pot da. Așa, așa, așa. Da? Exact. De ce eu se numește centrist? Capitalizarea politică a centrului este maximă, care s-a reușit la alegerile prezidențiale. Deci, dominant, acest segment de electorat a votat în turul 2 pentru Maia Sandu. De asta depinde ce o să se întâmple. Acum, dacă PAS-ul consideră că ei au șansă de unii singuri să facă majoritate, ei pot să încerce să facă lucrul ăsta pentru a nu-și asuma anumite riscuri. Ce riscuri sunt? Sunt riscuri că dacă se face din nou bloc cu unii, cu alții, trebuie să negocieze sau sistem de trădări, sistem să nu fie poate oameni care să fie cu agendă dublă-triplă. Dacă ei încearcă să facă această mișcare și să câștige de unii singuri și sunt siguri până la urmă, să-și o asume. Da? Dacă în ajuns, dar în același timp, tot de PAS, în calitate de principală forță de dreapta, va depinde o eventuală coagulare. Dacă ei văd mai aproape de alegeri că au unul sau încă două partide de dreapta, centru, dreapta sau centru, care trec pragul, șanse, da. Și atunci la ce bun să se producă careva mișcări? Merg și intră cu două sau trei partide și își fac liniștit majoritate. Însă dacă văd că există riscul ca multe voturi să se piardă, da? Deci pentru că ce înseamnă? Asta înseamnă așa numite compromisuri. Niște linii nu pot fi trecute. Dacă tu știi că unele partide, spoilerul lui Plahotniuc, trebuie să fii nebun să iei pe lista ta și să-i treci tu în Parlament. Da? Da. Adică există niște limite a rațiunii. Dar spațiu pentru tot asta este. Asta se întâmplă în a doua, a treia fază a campaniei electorale, atunci când lucrurile sunt clare. Acum fiecare merită să-și încerce puterea. Da. Nu știi, poate este un partid mâine, nu știu, apare unul care e mort cu ștampilă și adună o super echipă și ia turații. Deci mersul campaniei va aranja multe lucruri la locul său. Eu chiar aș face apel să nu dramatizăm lucrurile astea. Nu le dramatizăm, doar vrem să le înțelegem situația acum, momentului. Ca să-mi fac de lucru pentru de sară, să mă sun iar Renato Usată, să-mi fac cap pătrat. Are obicei? Să vorbesc și despre el. Eu îl cunosc pe domnul Usată așa personal, cred, de vreo 5 ani. E un tip foarte interesant. Deci dacă vorbești cu dânsul, dânsul e imposibil. Poți chiar strângi la tine, nu știu, dar e greu să superi. E simpatic în felul său, ca persoană. Parcursul lui politic, el a fost numit în tot felul de politicieni din Republica Moldova, nu vreau să repet. Dar, într-adevăr, el a avut fluctuații foarte mari. Atât în raport, în relația sa cu Federația Rusă, da? El a ajuns din om
foarte bine poziționat în Federația Rusă, protejat. Da? În Federația Rusă, dacă nu ai ce se numește în popor crâșă, politică inclusiv, politic, servicii, acolo oricum tot e amestecat la ei, tu nu răzbați în business. Renato Usato e răzbătut și extraordinar. Da. Da, inclusiv într-un domeniu strategic de stat, unde interesele sunt la ele acasă. Și din această fel de extrem au ajuns cu dosare, cu business-uri distruse, nu știu ce cu proprietățile lor acolo, inclusiv în căutare. Da? Dintr-o capăt în altul. Cu Plahotniuc, de la lansarea în politică, cu suportul mediatic al lui Plahotniuc și cu evacuarea prin intermediul lui Damir din țară și așa, până la proteste în fața casei lui Plahotniuc, să-l facă în tot felul și Plahotniuc punându-și toată media să-l distrugă. Și înapoi la... Da? Și invers. De exemplu, ceea ce a făcut Renato Usată în campania prezidențială, evident că nu i-a convenit lui Plahotniuc. Și relația cu Dodon tot e undeva asemănătoare. La nivel personal, el are dreptul, nu știu, pur omenesc, să n-aibă ochi să-l vadă pe Dodon, care i-a pus toată mașinăria represivă a statului rus în capul lui. Iată aceste, inclusiv, așa cum vorbeam cu Plahotniuc, discuția aceea telefonică, ei este, da. Da? Sau, nu știu, poate contrafact, să înțelegem și noi. Ce a făcut în campania prezidențială Renato Usată, i-a făcut absolut rațional din punct de vedere politic pentru el. Nu că avea el mare chef să câștige Maia Sandu. Politic, pentru Renato Usată, era interesant Dodon să piardă, PSRM-ul să scadă cât mai mult. Din două perspective. Unul, să slăbească pozițiile lui Dodon la Moscova și i-a reușit. Și cât mai slab va fi Dodon la Moscova, atât mai mare potențial are Usată să-și rezolve acolo problemele, să se înțeleagă, cum se spune. Da, da, da. Da? Și doi, cât mai mult pierde Dodon, atât mai mulți alegători pleacă la el. Pentru că ei se bat pe același electorat de stângă. Adică, asta trebuie să înțelegem. N-a făcut-o Usată-i această mișcare de mare dragoste de țară că s-o scăpe de Dodon. A avut interese politice a lui de partid foarte raționale. Da, am înțeles. Ce va face el în continuare, nu știm. Dar, așa cum spun, mișcarea aceasta cu blocul, al doilea câștigător după comuniști, este Usată-i. Și se vor înțelege, nu se vor... Eu n-aș... În primul rând, eu nu... Adică sugerați că ar exista sugestia totuși mea este că o înțelegere... Nimeni nu are unică cheiță de la Renato Usată. El oricum o să aibă tot timpul un joc pe cont propriu. Eu sunt în asta sigur. În același timp, trebuie pur și simplu să ne gândim rațional de unde vine, din ce a luat este și ce interes va urmări în continuare și întrebarea asta trebuie să o pun alegătorii. Că ține de mișcarea lui pe dreapta. Eu sunt de acord că el se mișcă cât mai pe dreapta. Dar în asta l-ajută foarte mult socialiștii. Usată? Da, el se mișcă cât mai spre centru spre dreapta. Centru. Centru și chiar spre centru dreapta. Ca să-i și în anumit format, el, să știți că el intră în competiție inclusiv pe unii și aceleași alegători, inclusiv cu PAS-ul. Da, și în diasporă și în țară. Prin discursul acesta anticorupție. Acum ce se întâmplă? Socialiștii îl acuză pe Usată că este controlat de serviciile speciale românești, americani, europeni, nu știu cine. Și prin asta, evident că el împing cât mai spre centru, centru dreapta. Da? Pentru că alegătorii geopolitic proruși nu înghit lucruri de genul ăsta. Și nu-l văd cumva pe Usată foarte tare să o pună și spune, nu, eu susțin acolo, pe stânga, cu Stas Mihailov, cu Diestea, n-l văd. Ceea ce pe mine mă duce la gândul, măcar să am ipoteza, nu acuz, că foarte tare să amână joc coordonat, foarte bine, e ca așa, de la stânga asta, ea până la centru dreapta. Pentru a extinde la maximum electorat. Acum, că Usată va face alianță neapărat cu Dodon și cu Șor, nu garantez, cel puțin nu în primă fază. Eu cred că scopul lui este să devină exact acel partid Balama, care a vrut să ajungă Plahotniuc și nu i-a mers jocul. Și el a zis, eu pot și cu dreapta și cu stânga, pe urmă puteți să vă schimbați. Și cu votul de aur și cu... Da, și să fie acel kingmaker. Dar ce este important, și aici eu aș face apel la toți alegătorii, că acel clivaj principal care să te gândești cine merită votul, cine nu, să fie totuși elementul de luptă împotriva corupției și construcția statului de drept. Pentru că chiar și această geopolitică, eu nu spun că nu există geopolitică în Republica Moldova, există, dar se exagerează foarte mult și foarte mult se manipulează pe baza acestor discursuri geopolitice. Da, după pauza de publicitate o să discutăm, o să vă întreb și o să vă rog să vă gândiți de pe acum niște răspunsuri. Unde sunt banii sau unde vedeți
banii lui Platon în această competiție electorală. Și o să-l bărfim și pișor, pentru că este un alt partid care are o anumită pondere și, din câte am văzut, adună niște mii de voturi. După publicitate discutăm despre asta. Începem cu dumneavoastră, doamna Carasciuc. Legat de Platon, am zis că începem cu el. O traiectorie foarte interesantă după eliberarea din închisoare. Ce se întâmplă? Unde îl vedeți? Dacă vedeți influențele lui politice în această campanie electorală? Mă rog, nu urmăresc așa de mult istoria domnului Platon, dar sigur că mi-am mirat așa cum a ieșit el, ce înțelegeri au fost și așa mai departe, inclusiv cu procuratura. Și mă gândesc că Platon vine din business. Curat sau necurat, asta e altceva, dar este vorba interesul banului, cum să-ți protejezi banul. Și de ce e domnul Platon a să investească nu într-o singură corzină, spun în mai multe corzine și a să fie acolo, vă zic, în acele corzine care a să asigure stabilitatea business-ului. Și atunci gândiți cine să aceiași. Vă da. Imaginați, de exemplu, că Maia Sandu sau, hai, spunem bine, PAS sau ceva, a să-i protejeze business-ul? Sau e protejat? Vă imaginați că același Pelidemie sau Platforma Da sau au să-i protejeze? Eu nu vreau să răspund, dar bănuiesc că oamenii care îi țin cumva umbrela domnului Platon s-au developat cumva în ultimele luni. Nu sunt atât de mulți. Nu sunt tare mulți, dar în schimb sunt tare influenți. Platon a făcut ce a făcut, dar exact în politic nu prea a mers. Pe cine a susținut, cam de fiecare dată Plahotniuc i-a luat-o pe dinainte. Dacă au fost într-o competiție și pe zona asta de afaceri, bine, dacă le putem numi afaceri ceea ce face Platon, a fost mai iscusit. Poate că nu n-a avut scop neapărat. Eu cred că astăzi există vreo una, două forțe politice, dar mici, care vedem din aparițiile lor publice că statistic cam 100% din cazuri iese cu poziții care tare mai convin lui Platon. Dar eu nu cred că el are vreo forță politică acum care participe în alegeri cu careva șansă să treacă, în care are, nu, spunem, exponenți în număr mare. Da, aici totuși ațișoarele sunt la alții. Însă, interesul. Da? Nu este secret, Platon de mulți ani este în conflict serios cu Plahotniuc. Plahotniuc l-a arestat, l-a condamnat, l-a ținut, l-a umilit, așa. I-au luat proprietăți, care, alta întrebare, cum a ajuns ele să fie proprietățile lui Platon. Eu cred că în aceste alegeri el are interesul general mai larg să câștige, iată, această coaliție largă. Da? În primul rând, cât mai mult să ia partidul ușor și blocul acesta tot împreună și nu cumva să vină o majoritate pro-reforme care, spunem simplu, s-a pus de băgat la închisoare. Și aici, cât de mare conflictul lui n-ar fi cu Plahotniuc, dar interesele sunt congruente, da? Pentru că de bine de rău el încearcă să se poziționeze, dar acolo pericolul este comun. Da? Și cât de paradoxal n-ar fi, dar aici ei sunt mână-mână. Și vedem că au lăsat-o mai moale și cu războiul public, da? Nu, mai apar așa scânteie, dar în comparație cu ce era, să zicem, în momentul imediat când a ieșit Platon din închisoare, da, aceste atacuri mediatice, dezvăluiri, atacuri la anumite persoane cheie care au ocupat poziții în perioada lui Plahotniuc. Acum așa mai răsare, mai are el conturile lui personale cu Viorel Morali. Eu unul le urez la ambii și cu prietenul lor Plahotniuc să stai fix în aceeași celulă și să discute acolo, sper să aibă suficient timp să o facă. Dar este unul dintre actori. E interesant ce spuneți. Exact în alegeri avea mare rol. În contextul în care discutam la începutul acestei emisiuni, dumneavoastră, pe de o parte, spuneți că Platon este dușmanul lui, da, Plahotniuc. Pe de altă parte, Voronin cu Dodon, credeți că s-au exact, de bine? Exact, parcă de bună, da. Pe de altă parte, Platon a scăpat de pușcărie, da, datorită procurorului pe care Igor Dodon l-a susținut.
Probabil o să nu a fost circunstanță. Eu nu am tendința să cred cumva că domnul Stoianoglu este creatura lui Dodon. Poate i-a convenit, sau hai să spunem așa, a fost una dintre opțiunile mai puțin proaste pentru Dodon, sau el așa credea. Acum eu am foarte mari întrebări la această relație Platon-Stoianoglu, dar parcă sunt și unele mișcări mai pozitive. Iată, vedem ce se întâmplă cu acest caz care era cu totul ieșit din comun, da? Când Platon a folosit procuratura și au călcat pe picioare să preia aceste două clădiri. Aparent, nu vreau să fiu tranșat, dar aparent procuratura și domnul Stoianoglu a înțeles că Platon a întrecut toate limitele și l-a pus într-o situație foarte stupidă pe domnul Stoianoglu personal și pe CECOX ca și structură. Da? Când ăștia n-au atacat la timp o hotărâre vădită ilegală a judecătoriei Ciocana și ăsta ia două corpuri delicte, nu știu cum așa iese, că decizie judecată, că probabil vorbește că se păstreze mai bine Ionel lui Platon. Dar de ce? Lui, personal. Ieși din comun. Da, dar eu văd niște mișcări și sper foarte mult că domnul Stoianoglu în sfârșit înțelege că nu mai poți în halul ăsta. Și eu sincer vreau să continui să cred că acestea au fost totuși niște coincidență și nu există acolo un control așa cum vehiculează mulți. Dar timpul o să developeze lucrurile astea și eu sper, domnul Stoianoglu, să ne miri plăcut, dar nu ne-a plăcut. Da, domnul Diacov, unde vedeți mânuța lui Platon? Eu văd, eu dar nu vreau, azi nu-s gata să fac public, dar numai una pot spun că relațiile lui Stoianoglu sunt exagerate. Ce aveți în vedere? Stați un pic. Nu, și aici se discută public, ea că mai Platon nu-l controlează pe Stoianoglu și așa mai departe. Nu este adevărat. Nu e adevărat, asta eu știu precis. Și sunt niște lucruri acolo, dar sunt alte centre de influență. Și cum să le gestionează Platon, ce o să facă, cum să iasă el, cât de curat sau o să întoarcă înapoi de unde a venit sau cum, timpul va arata. Fapt că eu pot spun așa într-o frază, două, că regimul Plăhătniuc a crezut că i-a venit pe veci și cu Platon, și cu Filat și alte cazuri, ei le-au tratat ea naționalnic tădurac. Cum a vrut, așa, eu cred că să fie veșnic. Da. Și sfidător, noi le-am intins. Sfidător și foarte, foarte incompetent. Cu încălcări. S-au făcut încălcări flagrante. Cu tancă. Și amuia, iată, eu nu știu dacă îmi permite domnul Stoianoglu. Domnul Stoianoglu mi-a sunat. Că eu am fost, am spus, unul din și mai buni anchetori din sovietici și el m-a sunat ca anchetător. Și mi-a spus, zice, Ivan Gheorghe, ia vinuși din evo să vădite, из-под стражи, потому что нет никаких доказательств в деле. Это и фальсификат. Что он прокурор, когда примешь петиции, что официалы, мы, когда говорим на телевизор, да, да, когда примешь он документ официал, что около скрыт негру пиал, когда ну и, что дом прокурор, я как Платон, я скрыт, дом прокурор, я как-то, я как-то, 1, 2, 3, 4. Ел что требует свак. Улад хотарели. Кто-то, я вам спус, что маш гэнди. Întrebarea mea este, eu admit, lucrurile astea au fost și în presă, de fapt, despre faptul că au fost falsificări în dosar și s-au ajuns până în halul în care un martor a zis Plahotniuc și aici te-a luat și a scris Filat în loc de Plahotniuc. A fost, adică până după limite. Dar întrebarea mea la procuratură este de ce celelalte cazuri se investigează așa de lent? Da. Sunt probleme, eu spun, nu vreau să intru. Întrebări la cea condamnare nu sunt. Întrebări sunt la est la alte. Sunt. Nu, acolo este probabil rezistență internă, pentru că anumiți procurori au fost implicați în regimul Plahotniuc, au servit acest regim. Domnul Iacov a spus că aici, că clar, că acele dosare au fost instrumentate procedural greșit.
s-a dat comandă, trebuie închis, nu s-a... Nu greșit acolo, cu bună intenție, o scuipat pe lege, o scuipat și o făcut. Intenționat. De ce, da. Și de ce lucru s-a folosit Platon? Exact același caz, sau exact aceeași situație este și în cazul lui Filat. Platon este un jurist foarte bun, cum multă lume spune, și el s-a folosit. De ce? Eu tind să cred că totuși această relație a lui cu Stoianoglu și controlul este exagerat. Bine, s-a mai alimentat faptul, asupra acestui fapt, când Stoianoglu era la Partidul Democrat, iar Platon la Aminia, cu acele judecătorii, cu lichidarea... Judecătoriile economice. Da, au avut... și tot cred că a dat cumva apă la moară. Platon nu cred că are acum neapărat... Sunt prea multe coincidențe, de acord, pur și simplu. De acord, dar nu cred că acum Platon are ambiții politice neapărat. El are nevoie de anumită protecție. Nu. Protecție este socialist, este evident. Da, el a avut cândva și intenții politice. Nu, Zadar a intrat în Aminia. Anumitul lume spunea că el a intrat în politică când era în parteneriat cu Plahătniuc și, de fapt, această intrare a lui în politică ar fi fost o înțelegere între domnul Plahătniuc și Urechean. Au mai fost și așa voci. Dar protecții pentru ce, domnul Tăberț? Pentru ca anumite dosare să nu fie instrumentate, ca anumit business, cum consideră el la lui, să-l întoarcă, să rămână în libertate. Asta are el nevoie acum. Asta este pentru a-și repara niște probleme din trecut. Dar dacă o să vă uitați la cazul la Laundromat, păi o să înțelegeți că aici... Procurorul zice că nu-i fapte penale în Republica Moldova asta. Păi da. Deci cu legislații măsluite treptat exact sub asta, da, cu instituții care închid ochii, cu rapoarte date de notificări care sunt trecute sub prej și multe altele. A, dar fapte penale clar că nu. Da, să spui coincidență. Dar asta arată, de fapt, că prin influență politică, prin prieteni în Parlament, în ministere, prin înțelegeri, ei au măsluit legislația pentru a transforma Republica Moldova în cei mai mari spălătorii de bani. Și asta are o logică. De ce a fost nevoie de implicare, chestii și pe parcurs au fost investigații republicane și colegii la Transparency și alte. Nu, mai avem 9 minute pentru dânsă, am rezervat, am eu grijă, dar... Bun, haideți să vă întreb întâi despre Șor și după asta mai am o întrebare legată de PD. Sper să nu uit și să reușim. Șor, haideți să vedem care e bazinul electoral a acestui partid, ca să înțelegem încotro o să bată ei. Eu, printre primii, am spus că partidul Șor trebuie interzis. Și nu numai am spus, am avut chiar un plan bine închegat și chiar am fost sus și mi-am propus serviciile. De ce? Că partidul Șor trebuie interzis prin lege legal, nu pe Plahătniucovski. Dar stați un pic, la cine ați spuneți cu subiect și predicat? Am fost la președinție. La Dodon? Sau la cine ați fost? Nu, la ești noi. Ah, acum recent ați fost? Acum am fost și le-am la spus că... Nu la doamna Maia, okay. Acolo, în clădire. Uh-huh. Eu am vorbit cu oameni care au dreptul legal să întreprindă măsuri, tot n-am să le dau numele, și ei sunt de acord că dacă eu m-aș ocupa, ei e să pui umărul instituțiile statului. Și sunt probe de ajuns și de rămas, că partidul Șor legal, repet, să fie interzis prin lege. Dar numai un detaliu dați-mi. E vorba de finanțare ilicită, ilegală sau mai multe acolo s-au adunat? Sunt șir de întrebări juridice, probe care acest partid trebuie interzis. Și iată, acum chiar mai de unul niște lideri politici, da și mai de unul. Îi facă mai permanent să dau părerea că trebuie interzis. Dar ce ați făcut? Iată, Curtea Constituțională a respins sesizarea prin că să fie declarat afară. Nu, bun, dar și de la Curtea Constituțională trebuie început. Și trebuie să facă domnica Manole acolo. Noi complicăm lucrurile. Asta știți cum? Căutarea unor soluții indirect. Bun, eu pun punctul. Dacă în țara asta ar lucra procurori și judecători, partidul ăsta nu ar putea exista. Dar el poate să rămână pe hârtie. E că eu de la asta și-am pornit. Întâi am discutat cu oamenii care pot să iei decizii și eu spus, mi-am greu.
Noi suntem gata, spunem umărul și să rezolvăm. Oamenii aceia de care ziceți dumneavoastră, ei sunt în, lucrează în instituțiile statului. Păi da, dar nu e obligația lor să o facă, trebuie să vină Ivan Deacov Siroage. Ei nu pot să facă asta, să fă încodăm. Credeți că se poate ajunge nu la, chiar așa de simplu. La așa ceva? Nu e așa de simplu. Atât timp cât adică, dosarul ușor este legea și cum este. Socoate fiecare zi, da? Ok. Nu, noi trăim în Republica Moldova. Dar dumneavoastră, ca procuror, ca fost procuror, vă întreb. Dumneavoastră, vi se pare normal, iată, dosarul ăsta șor, atâția ani, să stea acolo? Sigur că nu e normal. Care e normal? 6 ani, eu cum o nimerit, el în Cahul. Stoianoglu, l-ați întrebat, dacă tot discutați. Dar ce, Stoianoglu era? Am un Stoianoglu, înțelegeți? Nu, am să-l întrebați, domnul Stoianoglu, ce cu dosarul ăsta? Nu, este o chestie. Când dosarul e în custodie justiția judecătorilor, da, procurorii, practic, nu mai pot face nimic. Uh-huh. Trebuie decizia să fie luată acolo. Dar ei acolo joacă, iată, s-au numit expertiză și expertiză și încă 15 ani poate să fie. Nu, dar juridic, judecătorii ăștia ei nu pot fi întrebați de sănătate la un moment dat? Nu vreau să fiu eu arbitru, se poate. Sorle Cuiu, unul și-a făcut de asta, un salon de frumusețe, da, se duce acolo și sale cuie. Pur coincident, dar la aeroport, acolo unde controlează șor. Nu știu, ne prefacem că plouă în țara asta. Sau... Unul din judecătorii care judecă cazul. Bine, nu, el, concubina lui. A, știți despre ce vorbiți. Da. Deci ei nici măcar nu se ascund. O țară întreagă vede cum se întâlnesc ăștia la parcare și transmit nu știu ce unul la alt avocat la judecători. Și ies socialiștii și începe acolo, problema înțelegi că ăștia s-au întâlnit acolo. În timpurile când eu am venit în procuratură. Iar ei sunt la guvernare. Și instituțiile în țara asta sunt paralizate, iese domnul Stoianoglu și zice, nu, el nu investigează, nu știu ce chestiuni politice. În timpurile când nu eu am venit în procuratură, un semnal, ca de genul care mă ta spui, un semnal, ușor, și dacă el, Doamne ferește, ajunge la Comitetul Central, care atunci dicta tot... În timpul când noi ați plecat din procuratură, puteam să întâmpla așa. Procurorul nu mai era. Și toate întrebările astea se rezolvau radical. Am avut cu părere de rău jocuri din toate părțile. Bun, partea asta politică vreau să discutăm cu domnul Tăbârță, ca să înțelegem ei, să înțelegem și șansele pe care le au și pe ce mizează și ca strategie și ca bazin electoral, cât poate însemna. Cred că bazinul lor electoral reprezintă undeva între 7 și 10%. Noi știm foarte bine că acest partid a fost creat de către Plăhătniuc pentru a-i scoate din electoratul Dodon, să nu aibă Dodon în un procentaj cât mai mare. Uh-huh. Acest partid se bazează pe electoratul post-sovietic, nostalgic, de o anumită vârstă. El nu se cheltuie tare mult cu ei. Le mai organizează acolo câte un eveniment și le pune muzică din perioada sovietică, le mai dă câte o mică atenție. În plus, a creat o rețea instituționalizată foarte bună. Magazine, farmacii și un om de anumită vârstă, când îi se dă acel mic pachet și la un preț mai mic, el nu se mai întreabă de calitate, e expirat, nu e expirat. Și partidul ușor în continuare lucrează cu astfel de mecanisme. Și deja are o rețea bine pusă la punct, inclusiv prin anumite braioane din electorat al Olinc, prin nord, bine, desigur, la Taraclia. Taraclia, chiar și prin anumite localități ucrainiene, prin nordul Republicii Moldova și nu numai ucrainiene. Bine, sigur că Orheiul este fieful. Însă, totuși, dacă să ne uităm... Dar asta nu vi se pare straniu. Eu m-am uitat un pic pe rezultatele alegerilor până ca Șor să devină primar. Dar uitați-vă la turul de alegerilor prezidențiale de anul trecut. Ah, da, exact. Mai asta am dat câștigat la Urhie. Misiunea lui Șor este să meargă după. Deci el, într-adevăr, a mare parte a furat, deci a absorbit tot felul de alegători care tradițional votau partide de stânga. Dar printr-o așa rețea, cum spune domnul Tăbârță, e o rețea instituționalizată, exact, foarte răspândită de coruperea alegătorilor, da, ei fură voturi care, în mod normal, tradițional, erau pe dreapta. Da? Pentru că, de exemplu, la Orhei, mare majoritate, 75%, se vota PLDM, PD, PL, deci mulți dintre... Pe timpuri, prin prezență masivă la nivel local, prin corupere. Mai mult ca atât, noi am văzut că o bună parte din cei care în turul întâi au votat pentru Violeta Ivanov,
În turul 2 deja au votat ideologic, marea majoritate s-au dus la Orhei, nu în toată țara. Da, da, da. În exact aceea am vrut să spun, pentru că Orhei reprezintă un bazin pentru ei care, într-adevăr, este mai mult electorat de dreapta. Ce a făcut el, cum a făcut acolo, cu iluminări, cu parcuri, cu Orhei Lânsă, cum se numește. Dar totodată această rețea a prins în nordul, în Taraclie, unii deja nu mai reprezintă electoratul de stânga. Și din ce am văzut în Găgăuzea. Dar practic vorbim despre 15-20.000 de voturi care, dacă să luăm de exemplu matematica de la alegerile prezidențiale turul 2, sunt pe dreapta și el le trage acolo. Acum ce încearcă să facă, de exemplu, această ieșire, că el e gata să întoarcă miliardul, da? Pe care evident nici nu se află la el. Scurt, că suntem pe final. Asta este o procedură politehnologică foarte bine pusă la punct, pentru că lui i-au explicat politehnologii din Ucraina care lucrează pentru el la ani de zile, că uite, da, tu ai astea 7-8%, mai mult nu poți, e plafon. Oamenii apreciază pozitiv că tu dai cadouri, chestii, dar nu poți treacă peste faptul că tu ai furat miliardul. Și atunci ideea lui Șoru a fost așa. El le promit că le-a întorc. Da. Și atunci oamenii o spun, uite, el și miliardul o să întorc și cadouri ne dă. Da? Deci dar râdeți, din ce dar asta este o mișcare ca să-l scoată din plafonul ăsta de 10% sau 8-9%. Și să încerci să furi voturi exact de pe centru-dreapta și de pe dreapta, să le cumpere efectiv. Asta e nu mai avem timp, din păcate, am mai avut o întrebare despre Partidul Democrat, dar revenim. Dar să fie o crimă putere dacă nu l-or interzice. Să vedem ce se mai întâmplă în următoarele două luni. Noi o să urmărim foarte atent și să știți că mi-a plăcut discuția, o să vă mai invit în formatul ăsta, pentru că e foarte interesant. Partidul Democrat. Trebuie să ne luăm rămas bun de la telespectatori, după care nu mai rămâne și mai discutăm aici. Eu vă zic toate cele bune până joi.